I-au ajutat să taie lemne pentru foc, iar apoi i-au atacat la ei în casă. Doi bătrâni, amândoi de peste 70 de ani din Brăila, dintre care unul țintuit la pat, au trecut prin clipe de groază. Doi tineri de 18 ani i-au bătut și i-au jefuit la adăpostul Întunericului, după o zi întreagă în care i-a ajutaseră cu lemnele și au fost și plătiți pentru asta. Eu cu bosul aici în casă și urbu că ia pe afară să trăgea de lacăte și să te... S-au bătut? Bosul l-a bătut și pe mine m-a trântit. Era deja aproape seară când zgomotele de afară i-au înspăimântat pe bătrâni. Nu cu mult înainte își luaseră la revedere de la cei doi tineri pe care îi chemaseră să-i ajute să spargă lemne pentru foc, doar că indivizii aveau alte gânduri. La 12 ani de atomasă, așa, și zic, dacă ați terminat, hai în casă, zic, să vă dea mama bani. Bătrânii au tocmit pe tineri de prin sat pentru că auziseră că au mai muncit și prin alte curți. I-au plătit cu 50 de lei pe fiecare, doar că tâlharilor nu le-a fost de ajuns. Bă, mama a bătut, a darmat-o jos. A stins becul, a luat bușoanele lui mine. Când s-a stăt înăuntru, socrul mi-a paralizat să-l vedeți, vai de viață, l-a găsit fața jos. Tinerii au reușit să fugă cu 7600 de lei. Unul dintre atacatori a ajuns deja în arest, iar amicul lui e dat în urmărire națională.